make them bounce. Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou episod din Career Mode cu Mirel Rădoi. După cum puteți vedea, avem meciul pe teren propriu împotriva celor de la Petrolul Ploiești, echipa de pe locul 4 cu un punct în spatele nostru, așa că trebuie neapărat să câștigăm. Primul 11 este deja alcătuit din mintea mea, din mintea genială lui Mirel Rădoi pentru acest meci. Revenit Giuguie în primul 11 după o accidentare. Bine, nu este neapărat titular Giuguie, dar îmi place să joc cu el, ce pot să spun. Și să dăm play match împotriva Petrolului pe terenul nostru. Va fi un meci greu, dar știu că nu va fi un meci imposibil. Noi trebuie să ne facem datoria așa cum trebuie, să o batem pe Petrolul, să ne facem punctele. Sunt fericit că a revenit Giuguie. Cum spun eu mereu, va fi urmașul lui Fernando Varela. Și ok, va începe meciul, suntem în direct pe Luc TV. Deja a început meciul cu Petrolul, încă mulți jucători buni în această versiune de RNGP, după cum vedem. Este și Marinescu, Astafei, bine, Marinescu, acum el este și acum la Petrolul, Astafei nu mai este, nici Filip nu mai este la Petrolul Ploiești, este la Viitorul Constanța. Să vedem pe Toto Tamuz cu o primă fază de atac, centrează Toto Tamuz, dar respinge Fernando Varela și Filip cu șutul! Foarte periculos pe lângă poarta lui Pesania, însă nu a izbutit să marcheze, din fericire pentru noi. O primă ocazie deja din startul meciului avută de Ioan Filip. Iată acum pe Alsenat împotriva fostei sale echipe. Se descurcă bine Alsenat AD pentru Bugema. Offside Bugema, din păcate. Corner pentru Petrolul, minutul 42. Pot fi periculoasă la această... Contraatacul nostru, recuperarea lui Alsenat foarte bună, Alsenat are viteză excelentă, Alsenat trece frumos, Alsenat continuă, va intra în careu, Alsenat este ținut acolo, Alsenat centrează, rămâne la balon, Alsenat pentru Bugema, Alsenat în fața porții, nu cred, ce ratare a lui Alsenat, Bugema, de câte ori am strigat Alsenat, tâmpitul n-a înțeles că trebuie să dea gol, trebuia să-i Alsenat gol, păi... Doamne, ce ratare! Și iată acum pe Toto Tamuz, excelent, Peterson Pesania. Ocazii foarte mari, dar nu s-a marcat în prima repriză, 0-0, dar acum începe a doua repriză. Cred eu că vom reuși să marcăm, deoarece suntem nevoiți. N-avem altă opțiune decât să câștigăm acest meci important, până la urmă, pe terenul nostru. Guilherme a încercat o pasă filtrantă pentru Marquinhos, dar nu a reușit, au recuperat din nou petroliștii și din nou pot fi periculoși. Trebuie să fim atenți, este acum Toto Tamuz, care a trebuit să întoarcă tirul. Se mișcă și el mai greu, să-l înțelegeți, e destul de grăsuț, îl înțeleg, dar iată totuși ce pasă dă pentru Beta, care joacă și el cu Pesania. Ce-o fi zis? Pesania s-a cam plictisit și el în poartă, mai joacă și el. Marquinhos, hai de capul meu, câți jucători a scos aici Marquinhos din joc și acum Alsenat din nou cu o ratare foarte mare în prima repriză pe final. Hentz, lasă-o la Hentz. Unde duci, mă, nebunule? Nepomuseno a încercat acolo să îl păcălească pe arbitru, dar nu a reușit. Ce pasă frumoasă a lui Bugema. Acum Tade e puternic, dar nu este și tehnic. Cum spuneam, buba lui Gregori Tade, asta este... Nu este un jucător prea tehnic să facă ceva cu mingea la picior, minge la Marinescu, recuperează Giuguie, da, recuperează Giuguie, deci te bazezi în ăsta non-stop, pasă genială a lui Bugema pentru Marquinhos, din nou apără Alberto Cobrea și din nou apără Alberto Cobrea, văd că jocul a fost oprit aici, oh, ce lovitură liberă avem, oh my god! Ce lovitură liberă avem, Alsenat și Teixeira, gol, las-o, capitanul nostru, Filipe Teixeira, marchează împotriva fostei sale echipe chiar, Petrolul Ploiești. Iată pasa lui Jean Sony, Alsenat pentru Filipe Teixeira, șut superb care găsește, cadrul porții găsește plasa lui Cobrea, până la urmă este în vis portarul Petrolului,
care a încercat să arate că Pesania este de înlocuit, dar la noi Pesania a apărat foarte bine, nu a luat gol și Cobrea a luat dintr-o execuție foarte frumoasă a lui Teixeira. Recuperare bună a lui Chipciu, Chipciu încearcă șutul, Chipciu! Nu a fost un șut puternic, reținut ușor totuși de Cobrea. Iată-l acum pe Cedric Jugue, greșind această pasă simplă, o greșeală neforțată făcută de Jugue, nu pot să cred. Jugue, dacă ne costă greșeala asta, te mănâncă cu... Fulgi cu tot! Ne-a costat! Oh my god! Gevaro Nepomuseno marchează! Gevaro Nepomuseno marchează pentru Petrolul. Iată, din greșeala lui Giugue, de noi statul merge viitor pe bară. Nu cred, dar totuși, să pierdem încă un punct așa, minutul 88, marchează Petrolul prin Gevaro Nepomuseno. Trebuie, știu, am încredere că putem să mai facem ceva. Este Teixeira, pasă bună pentru Chipciu, care nu trece de fanșon. Hai, Chipciu, recuperați băieți. Nu cred, deci nu cred tot Petrolul să fie în atac. Al Senat nu recuperează aici. Doar un minut de prelungire care se încheie. Meciul este pierdut până la urmă, pentru că un punct nu ne ajunge nouă. Al Senat, omul meciului. Păcat de nota ta bună, Al Senat. 1 la 1 cu Petrolul Ploiești. Rămânem pe locul 3, dar facem doar 16 puncte. Însă pierde Astra, rămâne cu 21 de puncte, a pierdut acest meci. Doar Pap și Chipciu selecționați la Naționala României, cam tristuți. E bine, iată, vine un derby, primul nostru derby, primul derby al lui Rădoi pe Banca Stelei împotriva celor de la Dinamo București. Să pregătim un pic echipa, nu mi-a plăcut Marquinhos, așa că în locul său va intra Iugurta Hamrun, Aganu Vicesesier și intră Nicușor Stanciu. Aceasta va fi echipa noastră, să sperăm că ne vom descurca în acest derby. Nu, stai puțin, stai puțin că n-am rezolvat chiar așa, nu e chiar așa, potoliți-vă că nu e chiar așa. Paul Pap intră în locul lui Cedric Jugue. Nu se mai poate așa. Cadem pe locul 4 sau 5, dacă nu mă înșel. În fine, noi o să revenim dacă îmi vom bate acum pe Dinamo acolo sus. Al Senat cu o recuperare bună. Jean Sony, Al Senat. Mai departe la Hamrun. Hamrun trece frumos. Iugurta Hamrun îl vede bine pe Chipciu. Gol! Alex Chipciu! Gol de mare fotbalist. Iată o pasă de gol a lui Iugurta Hamrun. Excepțională fază. Hamrun l-a văzut foarte bine pe Chipciu. A pasat în stilul lui Iniesta, dacă veți. Iar Chipciu în stilul Ronaldo finalizează. Superbă această fază. Un gol foarte frumos. Deschidem scorul în derby 1-0 împotriva lui Dinamo. Alex Chipciu este cel care se înscrie primul. Sperăm, dar nu ultimul, pe lista marcatorilor. Nu ultimul pentru noi, desigur. Dorin Rotariu câteva driblinguri frumoase, însă până la Ghierme. Ghierme, un jucător de mare valoare, a reușit excelent să-l oprească pe Rotariu. Stanciu, superb fake shot-ul lui Stanciu, un fake shot de jucător tehnic. Iată pasa lui Cosmin Matei, destul de periculoasă, însă, cum spuneam, e greu să ieși din menghina asta a lui Guilherme, un jucător foarte rapid care nu lasă adversarul să treacă atât de ușor. Matei cu o pasă la Bilinski! Dinamo egalează, din păcate. Camil Bilinski egalează pentru Dinamo. Avem un derby încins. Este 1 la 1. Acum ar fi trebuit să strige un comentator neutru. Gol Dinamo! Dar potoliți-vă că nu e chiar așa. Trebuie să bată Steaua, stați liniștiți. Și trebuie să bate neapărat, așa vom face. Nu este bine să ne mai încurcăm, altfel vom avea de tras mult și greu. Vom avea mult de tras și greu în retur. Și corner pentru Dinamo. Dorin Rotariu este cel care execută, respinge, însă Fernando Varela foarte bine. Și Hamrun mai departe la Teixeira, pasă greșită, însă ai lui Hamrun. Teixeira se luptă să recupereze acest balon, nu reușește, este puternic Dorin Rotariu. Boubacar Mansali. Mansali Boubacar în prezent la Astra. Iată-l acum pe Matei și apără Pesania, dar poarta este goală. Ho-ho! Ce ratare! Ce ratare! Oricum era offside, dar totuși ratare monumentală aici a lui Boubacar sau habar n-am cine a fost acel jucător de culoare care a ratat. Oricum o ratare uriașă pentru dinamoviști. Iată-l acum pe Al Senat.
al senat Tade, însă nu prea știe ce să facă cu mingea la picior. Poate că nu este l-atacantul ăsta cu care să combin, dar e atacantul de careu. Dacă vreți, Varela, din nou o deviere foarte greșită. Oh, se termină, nu se termină cu bine pentru noi. Camil Bilinski face dubla. Dar Varela ne-a cam îngropat la această fază. Revedem faza. Varela, ce deviere, Doamne ferește și apără. Păi nu e Giugue, e Varela. Cum se face că are Dinamo 2-1? Un derby foarte spectaculos până una alta. Dinamo reușește să întoarcă scorul, dar noi vom da replica. Iată ce un 2 bun aici al lui Chipciu și Stanciu. Chipciu trece acolo frumos, rămâne cu noroc la balon. Chipciu trage foarte slab. Alex Chipciu se luptă. Ce luptător este acest Chipciu? Mi-amintește de Alex Bourceanu, dacă vreți, gladiatorul, cum mai era numit Alex Bourceanu. Acum Teixeira cu șutul lui Filipe Teixeira este respins în corner. Corner care bate tot Teixeira. O centrare bună, respinsă încă o dată și Paul Pap, gol! Paul Pap este 2 la 2. Până la urmă am făcut o decizie bună, am luat o decizie bună, băgându-l în primul 11 în locul lui Giugue pe Paul Pap. Iată-l reușind să marcheze aici. Un gol foarte, foarte important marcat de Paul Pap pentru noi. Minutul 66 reușim să egalăm după ce am condus și ne-am trezit în a fi conduși. Un meci bun făcut de Amrun la noi. O prestație bună, am observat-o. În acest meci am fost cam observator de prestații, dacă vreți. Iată acum pe Stanciu cu o pasă bună, filtrantă! Traian Marc reușește să apere. O ocazie foarte mare, încă o ocazie mare, ratată de această dată de Filipe Teixeira. Marius Nicolae câștigă duelul aerian. Trebuie să fim atenți să nu mai facem greșeli în apărare, pentru că ne-au costat foarte, foarte mult aceste greșeli în apărare. Teixeira cu o recuperare bună. Teixeira pentru Chipciu. Are viteză bună Chipciu, dar preferă să întoarcă această fază. Chipciu pentru Stanciu. Stanciu la Bugemac. Mai departe Guilherme. Guilherme. Oh, ce pasă! Oh my God, pasă excelentă pentru Hamrun, care însă pierde mingea. Cam obosit Hamrun, dar ce recuperare! Ha! Spectacol total oferit de ambele echipe care joacă pe multe contre, joacă foarte ofensiv. Pentru că așa și trebuie. Amândoi ne dorim cele 3 puncte și eu vreau cele 3 puncte pentru noi și dacă vreți Reding pentru Dinamo. Pasă senzațională a lui Hamrun. Cine putea să dea această pasă? Continuare foarte frumoasă a lui Bugema. Stanciu pentru Chipciu. Gol! Alex Chipciu! Dublă pentru șeptarul nostru. Alex Chipciu reușește să facă o dublă senzațională. Nu mai am ce spune, un contraatac superb. Stanciu a fost cu această pasă de gol. Alex Chipciu face 3 la 2, minutul 82, 3 la 2 face Alex Chipciu. Suntem aproape până la urmă să luăm cele 3 puncte, o repriză secundă de foc și foarte spectaculoasă, foarte încinsă, așa cum se prevedea de altfel. Meciul se încheie într-un final, meciul se încheie, batem pe Dinamo în acest derby. Foarte, foarte interesant, foarte incitant, cu 3 la 2. Am condus în minutul 11, în minutul 20 a revenit Camil Bilinski, face dubla în minutul 41 și Dinamo ne conduce, iar din minutul 66 am egalat până în minutul 82 sau 81, când am preluat conducerea meciului din nou. Avem să vedem ce meci vom avea, meci pe teren propriu împotriva Viitorului din Voluntari. Să pregătim echipa, până la urmă va ieși Bugema din acest meci. Sau Teixeira, nu, nu, îl vom păstra pe Teixeira, avem nevoie de Teixeira. Teixeira, Marquinhos și Hamrun, îl vom pune pe Hamrun pe dreapta. Iancu Cojocaru, aceasta va fi echipa, nu vom mai face mari schimbări, vom simula cu Viitorul lui Hagi. Suntem pe locul 4, să vedem ce facem acum cu Viitorul, care are în ultimele 3 meciuri o înfrângere și două egaluri. Sperăm să batem pe Viitorul și o facem. Marquinhos și Iancu, intră Iancu în locul lui Tadej și reușește să marcheze și el. 2 la 0 așadar, Marquinhos și-a mai ratat și un penalty. Iată, Gianluca spune că este timpul ca să joace și el. Meci în Cupa României, care eu am tupeul de a-l simula împotriva lui ASEA Târgu Mureș. Voi lăsa această echipă, îl voi băga doar pe Toșca în locul lui Stanciu Aganovici.
De fapt, Bugema, nu, îl vom lăsa pe Aganovic și Iancu titular. Să vedem ce vom face și cu asta în Cupa României, runda optimilor de finală în Cupa României împotriva celor de la ASEA Târgu Mureș. 2 la 1, Iancu și Toșca sunt cei care marchează. Toșca l-am băgat pe teren și a reușit să marcheze. Eu sunt un antrenor care știu ce fac cu echipa mea, nu că mă laud, dar până la urmă așa este. Data viitoare avem două meciuri în deplasare cu Chiajna și Botoșani. Unul din ele s-ar putea să-l simulăm, vedem ce și cum. Dacă l-am simulat pe ăsta cu Chiajna, să jucăm cu Rapid în derby. Până la urmă și cu Rapid este un derby. E, om trăi și om vedea. Să vedem pe ce loc. Suntem pe locul 3 cu 2 puncte. Am redus diferența mare de puncte, dar doar 2 puncte față de Astra. Și cam acesta a fost episodul nostru, un episod în care am avut meciuri foarte grele, foarte palpitante și spectaculoase. Eu sper că v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Până data viitoare, toate bune și frumoase, sayonara!